asteroide și să fost selectate porțiunile de drum, să spunem așa, care sunt centrale, dar pentru oraș sunt mai multe centrale, deci care sunt curent. Deci pe cele centrale au trecut tractoarele practic peste locul, cam la 90%, au rămas arterele mai mici. Dar am hotărât că dăm drumul la un tractor cu cureț centrul orașului, deoarece domnul Gândrăbur este ocupat pe, am luat noi, hotărârea prin oraș curățăm în totalitate. Curățăm centru, inclusiv și începem lăjirea porțiunilor, pentru că deja au mers numai într-o direcție, ca să fie clar. Începând cu ora 7, cu colaboratorii de poliție, a fost o mașină de la poliție care circula pe traseele curățite, unde erau blocaj de transport privat, îi ajutam să miște, să nu fie blocaj. Au fost două sunete personal care noi am intervenit cu tractoarele, deci nu a fost caz de urgență, dar de plecare la spital și noi am intervenit. În practică, unde s-au sunat de persoane de cazuri mai grele, noi am intervenit oricum pe tot locul. Viceprimarul, doamna Svetlana, este cu asistența socială, unde astăzi au primit o indicație mai să viziteze toți persoanele care sunt cu probleme, care le cunoaștem, să fie vizitați, poate au nevoie de producte, numai decât să iei, să deservească, inclusiv chiar și cu domnii. În rest, grădinițele, la o grădiniță sunt 31 de copii, la alta 37. Alimentarea este, tot îi au pe perioadă mai îndelungată, n-au necesitate ceva de urgență. Ne stăruim să facem față lucrurilor. Mai este conectat oamenii, trotuarele sunt curățate manual, dar am mai conectat și un bobcat, cum se zice, care se margă să curăță trotuarele, că este mic și încate pe anume pentru trotuare. În rest, la cu și solicitare și noi, împreună cu comisariatul de poliție, ieșim, ne ducem. Cine are întrebări la domnul primar? Deci, oricum, este dificil, pentru că este curățat numai o porțiune. Deci, în multe ori se întâmplă că vine un transport de la față în față și se mai blochează. Dar, oricum, vrem să le lățăm, să fie, dacă nu, o să cine citineze emisoare. Am mai telefonat adăugător la tractoare, chiar și la salubritate, până când ei se preocupați la contractele care sunt, dar sperăm că dacă s-au eliberat, o să...